Tot ce se întâmplă în anii aceștia la Davos nu este altceva decât împlinirea profeției biblice care arată că vor face să existe un singur guvern mondial care va stăpâni peste conștiințele oamenilor, care le va impune lucruri, culminând cu semnul fiarei, care va fi aplicat pe mână sau pe frunte. Vezi Apocalipsa, capitolul 13, cu versetul 16. În lipsa acestui semn, pe mână și pe frunte, nu vei mai putea cumpăra sau vinde. Asta înseamnă că va fi un control total asupra individului uman. Nu te vei supune regulilor pe care ei le stabilesc și pe care le plămădesc în aceste ședințe anuale pe care le au la Davos și în alte părți ale lumii. Pur și simplu vei fi omorât, în sens figurat. Adică nu vei mai putea exista practic. Nu vei mai avea identitate, nu vei mai putea cumpăra sau vinde. Asta va însemna o presiune uriașă asupra oamenilor care vor dori să rămână de partea lui Dumnezeu, să rămână credincioși. Pregătiți-vă pentru aceste vremuri, pregătiți-vă și nu vă plecați înaintea acestei fiare, acestui guvern mondial care nu dorește altceva decât să ne fure sufletele, să ne distrugă și să ne facă să ne vindem conștiința, să ne vindem sufletul pentru aceste bunuri materiale care nu e așa aproape că au devenit indispensabile. Bineînțeles că ei vin cu lucruri gen. Uh, că dorim să salvăm planeta, dorim să vă facem bine, nu veți avea nimic și veți fi fericiți, noi ne ocupăm de binele vostru comun, vom avea grijă de voi, dar noi trebuie să ne uităm în spatele cuvintelor lor, trebuie să înțelegem că nu vor altceva decât să instaureze o dictatură. Noi nu vom mai avea libertăți individuale, iar în numele binelui comun, o fumigenă iezuită, plămădită chiar de către scaunul Pontifical de la Vatican, pentru că, da, acesta este omul din umbră care îi conduce și îi dirigează, în numele acestui bine comun, ni se vor răpi drepturile și libertățile individuale. Trăim vremuri profetice, trăim vremea care precede cea de-a doua venire a Domnului nostru Isus Hristos. Fiți gata, pregătiți-vă, cercetați scripturile ca să nu mai fiți înșelați, așa cum ați fost pe timpul pandemiei, mare parte dintre voi, și acum se dovedește că totul a fost o conspirație, a fost o, un plan diabolic bine pus la punct, care a avut menirea, printre altele, de a testa. Cât de pregătiți sunt oamenii să cedeze drepturile și libertățile lor fundamentale pentru un scop comun, acela de a salva omenirea. De exemplu, acestea nu sunt decât minciuni bine plămădite în laboratoarele lor, minciuni frumos spuse și aranjate, ambalate frumos. Pentru ca oamenii să cedeze de bună voie drepturile și libertățile lor individuale și să revenim la dictatura, de exemplu, cum era cum sunt dictaturile comuniste. Da? Va fi ceva mult mai rău de data aceasta, pentru că de data aceasta vor avea și instrumentele necesare pentru a instaura acest control total. Ce trebuie să facem noi? Profeția se va împlini. Cu siguranță, iar noi nu putem face altceva decât să ne păstrăm demnitatea, să ne păstrăm uh, coloana vertebrală dreaptă și să nu ne plecăm în stânga și în dreapta pentru. A mai obține uh, mici avantaje materiale sau mari avantaje materiale, vânzându-ne conștiința, vânzându-ne sufletul. Uh, spune Domnul nostru Isus Hristos uh, în profeția biblică revelată Apostului Ioan că toți aceia care pentru a-și prelungi starea de bine materială se vor închina fiarei și icoanei ei și vor primi semnul ei pe mână sau pe frunte, asta este valabil atât în sens fizic cât și în sens spiritual, toți aceștia sunt căzuți din grația lui Dumnezeu și își vor pierde sufletele, își vor pierde mântuirea. Va fi un exercițiu global în care oamenii își vor testa credincioșia, verticalitatea și vor arăta dacă se califică să fie cetățeni ai noului pământ pe care Creatorul îl va face după ce aceasta, această planetă va arde din temelii cu toți păcătoșii și toți mincinoșii care au slujit Imperiului Antichristic și satanei, care se află în spatele acestui sistem global și Dumnezeu ne va da noi celor care vom rămâne credincioși și vom alege să nu ne închinăm, să nu ne plecăm în fața acestui uh, chip de aur, da, aluzie la, 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 la ce s-a întâmplat pe vremea lui Daniel, profetului Daniel, când uh, s-a dorit ca toate națiile care se aflau atunci în Babilon să se închine unui chip de aur. E, așa a fost și cu... Pandemia a fost un exercițiu, nu a fost același semnul fiare, nu a fost vaccinul semnul fiare, dar a fost un exercițiu premergător semnului fiarei și instaurării controlului total legat de pandemie, ei deja se pregătesc și pentru a născoci alți virus, poate deja îi iau plămădiți în laboratoarele lor, nu trebuie decât să le dea drumul și acum pregătesc terenul așa cum au făcut și înainte de pandemia care a început în 2019-2020 și Pregătesc mental prin știrile pe care le dau în mass media care le aparține tot lor. Ați auzit acum la Davos că uh, uh, un exercițiu global, uh, fac ei un exercițiu global despre o anumită boală X, da? Boala X. Boala asta X uh, nu este altceva decât următoarea pandemie pe care ei o vor. Uh, Provoca în lumea întreagă, pentru că nu e așa. Ce nu face omul pentru a-și proteja sănătatea? Renunță la toate drepturile lui fundamentale, nu că trebuie să salvăm planeta, să nu murim, dar frica este arma pe care diavolul o folosește. Nu vă lăsați înșelați, nu rămâneți ignoranți, învățați ceva din trecutul recent vis-a-vis -vis de pandemie și Țineți minte lucrul acesta: că ei vor acționa tot în felul acesta, aproape similar, și vor, vor impune controlul total prin digitalizare. Apropo de asta, și asta trebuie să știți: acest control total se va impune cu ajutorul tehnologiei, cu ajutorul digitalizării. Digitalizarea este bună, la fel cum este și un cuțit, da? Poți să-l folosești să, Doamne ferește, să omori un om sau poți să-l folosești să tai pâinea. E, așa și această tehnologie. Ei o vor folosi într-un scop distructiv pentru a controla oamenii. Spuneți da atunci când este vorba de pur și simplu facilitarea unor lucruri, să ne fie viața mai ușoară în ceea ce privește tehnologia, și spuneți nu în totalitate atunci când ei încearcă să folosească această tehnologie pentru a ne controla. Nu vă dați datele biometrice, amprentele, amprenta retinei, distanțele da? între ochi și amprenta facială. Nu cădeți în capcana aceasta. Ați văzut, de exemplu, pe Revolut, își cere fața, să scanezi fața. Acum va urma identitatea digitală, da? dacă nu îți dai amprentele feței și mâinii și datele biometrice. Nu vei putea avea această identitate digitală. Deci, când se vor scoate aceste buletine, aceste cărți de identitate convenționale pe care noi le avem în momentul de față, și tu nu vei accepta acel ID digital pentru că nu ești de acord să. Îți dai datele biometrice, automat tu nu vei mai exista, nu vei mai putea face absolut nimic. Vei fi out din acest matrix, din sistem. Și nu spun că este un lucru rău. Va fi un lucru rău pentru că nu vei mai putea cumpăra sau vinde, nu vei mai putea face lucruri, dar vei fi avantajat pentru că Dumnezeu va fi cu tine și dacă Creatorul Universului este cu tine, nimic nu-ți poate sta împotrivă. Nu vă temeți! Este scris de atâtea zeci de ori de către Creatorul nostru în Sfânta Scriptură: Nu vă temeți de oameni, nu sunt decât niște muritori, și El se va îngriji cum s-a îngrijit până acum de tine și ți-a dat îmbrăcăminte, ți-a dat mâncare, ți-a dat un serviciu bun, ți-a dat o familie, ți-a dat viață și sănătate, tot așa se va îngriji și pe timpul când acești. Oamenii vor dori să îți impună închinarea la sistemul antichristic și în fața celui ce este în spatele acestui sistem, adică a diavolului, cu forța, sub amenințarea faptului că te vor priva de drepturi și libertăți fundamentale. Rămâneți credincioși, cercetați scripturile, așa cum spunea Domnul nostru Isus Hristos, pentru că este foarte important să știm cum să nu fim înșelați. Nu vă luați după liderii religioși. Mare parte, cei mai mulți dintre ei care slujesc sistemului religios sunt vânduți, da? Chiar dacă poartă o mantie de, creștin creștini buni, pioși, evlavioși, nu vă lăsați înșelați. Domnul nostru Isus Hristos este singurul nostru păstor. El asta spune că dorește ca el să fie singurul nostru păstor, în Evanghelia după Ioan, capitolul 10, spune că toți cei plătiți sunt niște impostori, nu sunt păstori adevărați. Citiți Evanghelia după Ioan, capitolul 10. Acolo spune clar că toți cei plătiți nu sunt păstori, sunt niște impostori care atunci când vine lupul, da, vine sistemul și îți impune anumite lucruri, ei fug în cel mai bun caz. Iar în cel mai rău, te vând, da? te vând sistemului și te îndeamnă să te supui lui. Așa cum s-a întâmplat cu preoții, pastorii, uh, din, uh, care în timpul pandemiei au îndemnat oamenii să se înțepe, să se vaccineze. Mare atenție la liderii religioși. Faceți din Domnul nostru Isus Hristos singurul dumneavoastră păstor. El este singurul care ne dorește binele și El ne poate vorbi în mod personal dacă ne apropiem de El prin rugăciune, prin cercetarea cu sinceritatea Scripturilor și prin post, da? putem să ne apropiem de El și să-i auzim vocea, astfel încât El să ne ghideze prin viață și să putem să rezistăm vremurilor care vor veni foarte curând. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă ajute să rămâneți puternici lângă Dumnezeu.